Меня зовут Дмитро, а мне день Кичинова, дом на Влад. А винит, ну, премия командари, сэм лангасит, да лангасит, до яня урма. Да ком лангасит? Со ще фу проблема вара, мерже бе друм, ши пасу era дурирос, се спунем аша. А рабдат, рабдат о луна, am văzut că se agravează situația. După asta m-am adresat la... Nu la chirurg, nu la neurolog, dar la kinetoterapeut. Zic, asta e problema de mușchi. M-am dus la dânsul, am făcut seans, vreo 8 seanse, timp de 3 săptămâni. Durerile puțin s-au dus, dar după asta, peste 3 zile, chiar 3 zile au trecut după asta, după ultimul seans, am închicat la pat. Pur și simplu, nu puteam nici așa zat, nici în picioare, nici nu eram, nici nu merge vorba de picioare. Am stat așa 3 săptămâni, culcat, când am văzut că slăbesc. Se agravează situația. Se agravează situația, eu am pus caut pe internet singur. Și metode mai sunt, care alternative sunt. Am găsit un medic, el era în Moscova, pe departe pentru mine, ca să ajung tot e problema. Și norocul mi-a fost că l-am găsit pe domnul Vlad. Dacă am YouTube, tot în YouTube și el apine am văzut pe doctor și el din Moscova. Am văzut că metodele se asemănă, chiar tot aceeași. Și m-am bucurat. Am găsit numărul, am găsit locația, am sunat, m-am înțeles. 2 ani în urmă am venit. Cu mare chin am venit până în coașe. Și peste o durerea cum o simțeți atunci când ați venit? Cum era durerea? Eram și iute de asta și... Era tare strașnic. Eu tare puțin puteam să merg și dacă mergeam 5 minute, eu puteam să chic, puțin pe ușa pe spate și stau să mă întind, să mă odihnesc, să trec durerile. 2 ani în urmă am trecut prima procedură la Vlad și am înțeles că asta e cheia mea pentru sănătatea mea. Și au trecut 2 ani, fără probleme. Adică după procedură ți-au trecut durerile? Cauzate de hernie ca atare. Da, da. Chiar peste 2 ore durerile mari au trecut și durerile mai mici peste 3-4 zile nici nu le-am simțit cum trecut ele. M-am bucurat de asta. Zic, trebuie mai venit în fiecare an și că am trecut 2 ani și am venit încă la profilaxie. La profilaxie fără dureri. Fără dureri, da. Și asta. Sunt tare satisfăcut de tot. Sănătate. Sănătate și vouă.